bună seara! Salut, mulțumim! Mulțumim că sunteți aici! Gata, pula mea! Avem treabă! Îi plătim pe ăștia, trebuie să costă banda. Bun! Mulțumim că ați venit! Bravo! E o seară specială, o să încep cu o poveste specială. Cum ne-a prins tata pe mine și pe sora mea că ne uitam unul în fundul celuilalt. Se pare un subiect ofertant. Deci eram săptămâna trecută acasă cu sora mea. Glumesc cu aia, ce aveți? Au trecut 2 ani de atunci, glumesc. Dar pe bune, chiar mi-am vizitat familia de curând. Familia mea destul de standard, așa să zic, ca structură. Mama, tata, eu și sora mea. De 30 de ani de când știu, asta e formula. Sora mea s-a măritat de curând. Acum avem un nou membru al familiei, o fetiță de 3 ani jumate, o dulceață de copil, efectiv. Să fie sănătoasă, vă doare în pulă, mersi frumos. Să nu moară, sau ce se urează în România, nu? Nu știu, poate unii dintre voi chiar aveți copii, ceilalți poate ați avut ocazia ca mine să observați din afară, cumva, cum se schimbă dinamica familiei cu aia. Când apare un copil, toată lumea devine un pic retardată, nu știu ce se întâmplă. Scade, IQ-ul general scade drastic. Că acum totul e despre copil, totul gravitează în jurul copilului, totul e despre el, numai... Până acum era simplu, ne întâlneam, masă în familie, mâncăm, bem, vorbim politică, ne certăm, ne vedem la anul. Simplu. Acum totul gravitează în jurul copilului. Nu vreau să treacă ca și cum sunt gelos pe un copil de 3 ani, că nu sunt nici eu retardat. Deși eu eram mezinul familiei până acum, nu o să vă mint. Era un eveniment, mă duceam pe acasă până acum, mă suna mama, ce să-ți fac de mâncare? Nu începea, nu se punea micul dejun până nu mă trezeam eu. Acum fiecare dimineață începe cu elefantul Cici, care să mă fut în el de elefant. Va veni vreodată să borez de la muzică de copii? Cu aia, e sâmbătă dimineață că ursuleții s-au trezit. Dă-i în pula mea de ursuleți! Ei n-au muncit 5 zile săptămâna asta. Am băut aseară până la 4, lasă un pic ursuleții să mai doarmă. După fiecare masă se vorbește un sfert de oră că ce frumos a mâncat Bubu. Da, cu aia, nu și-a băgat Bubu macaroane în ureche, hai să chemăm televiziunea. Acum, să vedeți când se cacă un copil, nu știu dacă ați avut ocazia vreodată. Eveniment național. Se adună părinți, bunici, vecini. Oameni, de, nu contează, oricine, toți în jur la o oliță, se minunează la un căcat că asta e acolo. Păi, oameni albi în cap, curate la bănci, oameni serioși, au prins revoluția pe live, au văzut Cernobâlul, acum se minunează la o oliță, e incredibil. Că cine a făcut mami acolo, așa frumos? Mami, tu ai făcut așa frumos? Tati a văzut, hai să-i arătăm și lui tati. Ia olița, pleacă alaiul prin casă acum. Zici că e popa cu aghiasma cu aia. Lipsește o linguriță să guste din el, așa de mândri. Bravo, mami, pentru un căcat. Eu de 30 de ani mă cac ireproșabil, în casa aia n-a observat nimeni. O strângere de mână, o îmbrățișare, o bătaie pe umăr, nimic, băi. Noua mea strategie de acum când o să merg pe acasă, nu mai trag apa. Dacă asta impresionează, se le arăt de ce sunt stare, nu? V-ați căcat vreodată să nu se mai vadă apa în WC-ul? Aia zic. Aia e o zi bună cu adevărat. Știi că te uiți un pic, ți-e și greață, dar ești și mândru. Ești, băi, aici, sunt eu capabil să fac asta? Se dă medalie pentru așa ceva? E probă olimpică? Și umplu olița de fiecare dată, nu ca aia mică. Adică o picătură nu se duce pe lângă. Bun, bravo, îmi place de voi. Hai că dacă, dacă văd că ați gustat-o așa pe partea asta mai fecală, mai am o mică poftă mare, aia e. O mică observație, trecem mai departe, promit? Stăteam să mă gândesc, nu cred că am văzut vreodată femei să se scarpine în fund în public. Ce ziceți, doamnelor? Dă cineva de știlă la mirosit sau ce facem? Bă, nu, dar pe bune, bărbați să fim noi sănătoși. Și văd la coadă, la mega imagine, în autobuz. Nici nu trebuie să văd ce fac cu mâinile, se vede pe ochi licărirea aia. Care se simte bine să nu ne căcăm pe noi. Pe mine puține lucruri mă fac să scot sunete pe lumea asta, dar ăsta e unul dintre ele. Când te scarpin ca lumea în fund, știi, dar trebuie să intri cu încredere, deci și cracul un pic, să ai unghi. Ca și cum îți cauți niște chei, nu ești sigur că le-ai la tine, dar scormonești după ele. Ați încercat vreodată să pescuiți ultimul gogoșar din borcan, că e cam aceeași mișcare, știi, că încerci să afunzi degetele, dar să nu scapi tot pumnul. Că după aia îți miroase ceasul, nu vrei nici asta, ai dat bani pe el până la urmă. Trecem mai departe, gata. Intrăm pe un teritoriu mai safe. Handicapați. Doamne, bă, dar suntem între noi, nu e ca și cum se filmează.
nu știu dacă stați pe Instagram, probabil toată lumea asta, m-a prins algoritmul de Instagram într-un fel, a combinat lucrurile la care mă uitam într-un singur tip de conținut acum, clipuri motivaționale și handicapați. Sunt hooked acum, acolo sunt. În fiecare dimineață eu așa îmi încep ziua cu aia, cu un băiat fără mâini și fără picioare. Nu știu, probabil am auzit că e popular. Trunchi uman. E un băiat, n-are mâini nici picioare, stă așa pe o măsuță ca asta, să zicem. Se uită drept în cameră și are un mic discurs. Că uită-te cu atenție la mine, eu nu am mâini și nu am picioare și totuși stau în fața ta și îți vorbesc. Scuza ta care e? Și zic, da, cu aia, normal că stai, că un să și pleci, nu e ca și cum... Poți să zici că, bă, băieți, eu trebuie să mă rostogolesc până undeva la ora asta. Aveam programare la unghii, știi? Nu e... Îmi dau seama că... Nu vreau să fac mișto de om. Îmi dau seama că are o viață... Și ca opțiuni de joburi în punctul ăla, ce poate să facă? Norocul lui că are talentul ăsta oratoric, așa, că poate să vorbească, să... Oamenii se apuce de TikTok, gheghe, gheghe, înghețată, trandafir. Să facă ceva, ce mai poți să faci? Manechin de fesuri la Zara, nu-s multe opțiuni. Poți duci la oficiul brațelor de muncă, ar fi un pic ironic. Sper că nu sunt persoane fără mâine aici, în cerere, să aplaude dacă... Glumim, glume proastă, știu. Îmi pare rău. Bă, dar iubesc handicapați, îmi plac foarte mult. Nu aveți reacția asta, că eu am zis că iubesc, voi sunteți nasul, dacă nu... Aplauze ar trebui aici. Bă, îmi plac handicapații că când ai de-a face cu ei, cumva descoperi ceva despre tine, știi? Te pune... Asta vreodată de vorbă cu un om care are un ochi un pic șui? Acum trebuie să iei niște decizii. Nu poți să... În primul rând îți ia câteva secunde să-l găsești pe la bun. Asta e primul pas. Că nu poți. Dacă îl prinzi pe la prost, acum ne uităm împreună 15 minute la ușa aia. Nu poți să... Că nici nu poți pe la jumatea conversației, după un sfert de oră, să te muți pe ălălalt. El te așteaptă acolo, știi? E cu aia, ți-a luat un pic. Ce pula mea face? Și trebuie ca să vorbești cu un om, ca să te simți înțeles și el să te înțeleagă pe tine. Trebuie să te uiți ochi în ochi cu oameni, nu? Ce sunt ochii? Sunt poarta către suflet până la urmă. Dar dacă poarta aia se ține în balamale, mai greu. Mai greu. Yes. Da, chiar e cineva aici care s-a lăsat de labă? Da. Era mai amuzant acum 10 secunde când eram eu singur la Băgiu, nu? Dar acum că suntem 150 de la Băgiu, nu mai e așa amuzant, nu? Tu vă în gură. Întotdeauna sunt oameni care se lasă de fumat, nimeni nu se lasă de labă. Ciudat. Pare că e mult mai greu. La fumat ai cărți, ai chestii, la labă nu te ajută nimeni. Asta e problema. Nu? Exact, asta e. Nu te ajută nimeni. Nu există plasturi pentru labă. Nu se aplică același metod. Nu există... linii de suport telefonic, pe pachetele de țigări, la care poți să sun psihologi. Doamne, nu poți să mă las de labă. În primul rând, țineți telefonul cu ambele mâini și apoi vorbim. E? Nu se aplică aceleași metode. Nu se aplică aceleași metode. Frica nu se aplică. În liceu m-am lăsat de țigări de frica lui taică-miu. A aflat tata că fumez, m-a amenințat, m-a lăsat de fumat. Dar n-aș putea să mă las de labă de frica lui taică-miu. Ar fi și ciudat să intre așa peste mine. Dacă te mai prind cu ea în mână, ți-o sting pe limbă. E? Că nu suntem genul de familie, cumva. Dar în același timp, mă fascinează laba, jur. Nu s-o fac, așa ca idee, ca concept. Și mă fascinează că fiecare o face în felul lui. Nu există un standard. Unii o fac la laptop, alții în duș, alții la volan. Alții înainte să urce pe scenă. Nu eu, ăștia care urmează după mine. Da. La unii durează câteva minute, la alții o oră. Nu există un standard. Nu știu dacă știți chestia asta, am citit pe net. Sunt unii băieți care înainte să se masturbeze, stau pe scaun așa cu mâna sub fund, între fund și scaun, să le taie circulația, să le amorțească mâna, ca să nu mai simtă nimic. Și atunci când se ating, pare că îi atinge o mână străină, că îi masturbează altcineva. Smart. Da. Dar e o mână amorțită. Pare că te masturbează cineva care pierde sânge. Asta e problema. Îți faci labă la terapie intensivă, știi? E un mort care scoală alt mort cumva, da? Nu judec fiecare cu singurătatea lui, nu pot să judec. Eu oricum am dus-o la următorul nivel. Știți ce fac eu? Eu mi-amorțesc pula să pară că fac la bal cuiva. Eu asta fac. Eu... Mă rog. E și greu cu atâta porno. Nu știu dacă vă uitați la porno. Mă uit la porno, nu-mi place să mă uit la porno. Că mă fute la cap. Nu mai am răbdare cu oamenii, nu mai am încredere în mine. Foarte greu să ai încredere când vezi cu ce lucrează aia acolo, nu? Ca bărbat, asta te omoară cel mai tare. Mărimea pulii, te distruge la minte. Râs, nu știi cum e.
Nu știi cum e. Habar n-ai cum e. Știi care e partea amuzantă? Că nu mărimea pulii tale, mărimea pulii celorlalți. Asta te distruge, că te compari. Eu aș putea să trăiesc lejer într-o garsonieră dacă n-aș ști că există vile cu etaj, nu? Și acum vreau și eu căcaturi alea. Dar trebuie să înveți să te accepți pe tine. Trebuie să înveți să te iubești pe tine. Și dacă problemele tale pornesc de aici, cu asta trebuie să începi, nu? Nu știu, sună vulgar, dar trebuie să-ți placă pula ta. Altfel, cum ești dispus să o arăți la alții, să se bucure și alții de... Trebuie să-ți placă pula ta. Poți să aplaudi de bărbații care le place pula lor? Nu la gust, stați un pic. Plăcut în sensul de ți-e drag de ea. Ești mândru de... Deși apreciez foarte mult curajul vostru. Este incredibil ce face, dar am încercat și eu, nu pot. Știi? Dar ai nevoie la baie, nu te duci la ultimul pișoar, te piști-o pe perete, știi? Nu, tată. Pantaloni la glezne, genul ăla de încredere. Mâini la spate, știi? Băi... Asta e tot ce ai, ca bărbat. Cu pula te naști, cu pula mori, cumva. Știți cum e? E ca cu un copil. Un copil îl iubește oricum ar fi, că e al tău. Câți părinți cu copii dubioși, urâți ați văzut? Că este frumusețea noastră, este minunat ce se întâmplă aici. Asta e, trebuie să te compozi cu pula ta ca și cum e copilul tău. Ca să-l iubești. Nu? O hrănești, o ștești de caca, ce mai faci copilul? Mai scos prin parc? Habar n-am. Mai trimis poze la rude? Ia uite ce mare s-a făcut, a? Seamănă cu masa, a? Veniți la terea de mos? Oribil. Nu mai am încredere în medici. Aveți încredere în medici? Nu? Ok. Foarte frumos. Când eram copil aveam încredere. Asta e partea ciudată. Că așa m-a educat maică-mea. El este domn doctor. Ah, să rămână la domn doctor. E cineva, e o persoană importantă. Acum mi-e greu să mai am încredere în medici, că știu ce colegi de-ai mei de liceu au ajuns medici. Și ăia care au o problemă cu drogurile. Îmi place ketamina. Nu e un doctor în care să ai încredere. Genul de doctor care trebuie să oprească o hemoragie din reflex să-și face singur garou. Plus că sunt și ei oameni. Sunt la muncă. Cui îi place să fie la muncă? Exact. Dacă îți place să fii la muncă, înseamnă că n-ai altceva acasă. Asta e partea nașpa. Și sunt oameni. Și mă deranjează că doctorii au găsit o scuză. Dacă n-au chef de muncă, tot ce se întâmplă e de la stres. E pe fond nervos. Asta mă omoară. Ai mătreață, e de la stres. Chelești, nu te mai stresa. Ok, 4 milioane. Pula, deja m-am stresat. Uite cum chelesc în fața ta. Plus că am văzut mulți studenți la medicină. Mulți se duc acolo pentru statut, pentru ideea de a fi la medicină. Nu neapărat că le place sau că vor să facă asta. Întotdeauna mi s-a părut studenții la medicină cei mai aroganți oameni. Sunt singurii studenți care poartă uniformă, au halate. Foarte mândri de halatele alea, că se afișează peste tot cu ele. Prima săptămână la facultate de medicină, deja vezi poze pe Facebook, pe Instagram. Hei, e un halat la facultate, e un halat la practică. Exagerează, e un halat pe preaj la Costinești. Eh? Ascultă scoicile cu stetoscopul, nu le mai duc la urechi. Studenți la medicină. Cumva înțeleg de ce fac treaba asta. Că o să termine facultatea, o să ajungă doctor, o să poarte halatele alea. Halatele alea vor fi hainele lor de muncă. Dar după ce termină facultatea. Că nu vezi studenți la filozofie că vin îmbrăcați la cursuri în uniforme McDonald's, nu? Nu așa funcționează. Mai întâi termină facultatea, apoi dai brașca atare. Nu te duci la studii politice, vezi pe toți ghiozane galbene de la Glovo. Come on, e un pic de răbdare. Plus că majoritatea doctorilor au plecat din țară. Ăia buni au plecat din țară. Așa se spune. Văd în fiecare an, e o știre recurentă, apare la televizor chestia asta, că mamă, ne pleacă doctorii din țară. Că stau în România pe salarii de căcat, în condiții de căcat, se mută în alte țări unde trăiesc mai bine, unde muncesc mai bine, unde operează în engleză. Ce dracu fac ei acolo? Recent am văzut reportajul ăsta la televizor, nu mi-a venit să cred. Era un reportaj în care comparau medicii cu fotbaliștii. Stupid. Și se întreba, bă, în ce țară trăim, bă, de fotbaliștii câștigă mai mulți bani decât un medic? Cum se poate așa ceva? Cum se poate ca prostul ăsta care nu știe decât să dea cu piciorul mije, nu știe să se spartă în silabe, sternocleidomastoideană, pula mea. Cum se poate ca un fotbalist să câștige câteva mii de euro și un doctor câteva mii de lei? Bă, în primul rând, nu doctorii ne-au calificat la euro. Hai să spunem chestia asta. În al doilea rând, sunt foarte mulți bani în fotbal. Sunt sponsori, sunt reclame, sunt o grămadă de bani în reclamele alea. Dai pe un meci de fotbal, cine joacă? Superbet cu Unibet, nu? Liga întâi Betano, o grămadă de bani. Dacă vor doctorii mai mulți bani, să urmeze exemplul fotbaliștilor. Să intre în sala de operații cu codnar scris pe spate sau ceva, știi? Fă un pic de reclamă. Ba mai mult, două operații aia la televizor. Lasă-mă să pun la pariuri pe operația aia. Nu? Să aduc niște bani, să fac un bilet frumos de trăiește la pauză, moare la final. Știi? Așa aduci bani la bugetul ăsta. Soluții, oameni buni. Soluții. Nu, să vezi că este asta, să vezi băieți la scara blocului cu biletul mâine. Futu-ți gâtul, mătii, m-a scos o amigdalită, bă, băiatule, băga mie și pula. Trei prostul. Mi-a ieșit septicemie, m-a scos amigdalia, trei prostul. Ăla da pariu cu viața, știi? Dar acum sunt cu un băiat și băiatul ăsta este alesul.
Pentru că nu vreau să mai caut. Ajungi într-un punct în care ești, bă, nu mă bate, ăsta-i. Gata. Nu mai vreau să mai cunosc pe nimeni. Nu mai vreau. Părinți, nu mai vreau. Mi-am dat silința la începutul relației, că îmi plăcea de băiatul ăsta, dar oricum e un miracol că suntem împreună, că eu nu știu să flirtez. Știu că ne cunoaștem de relativ puțin, dar vedeți că eu am vibe-ul ăsta de ce zici, mă, ne futem? E ciudat să fiu eu de nicăieri. Hei! Nu știu ce trebuie să fac. Ca la câini, hai băiatul! Haide! Haide, mă! Eu dacă încerc să fiu senzuală, pare că mi-e rău. Eu cu asta lucrez. Acum, suntem împreună de ceva timp. Maxim, mișcarea mea este să ies din duș într-un capot. Care e la fel de sexy cum e cuvântul capot. E mare, roșu, zici că sunt John Cena. Eu așa ies din duș. Ce zici, băiatul, servești platoaș? Ha! Ha, nu! Nu fi! Nu mă pricep. A începutul relației eram fiartă pe el, cumpăram chiloți sexy, să mă fut în ei. Nu, mai gata. Eu nu înțeleg, tragi umileu pe tine, te jenează toată ziua. Dacă te-ai și epilat în cur, Doamne, ce zi lungă! Dacă vedeți o fată, tu vorbești cu ea și ea de nicăieri începe să facă așa? Ea săraca încearcă să scoată chiloții din cur. Fără să bage mâna, că ea e drăguță. Ca să impresioneze un hândrălău care are boxer cu Batman. Eu acolo mă blocuiesc. Și avocado, curățuște, H&M. La un moment dat mi-am luat și un corset din ăla, care se lega la spate, unde n-ajung, m-au apucat niște nervi, transpirasem toate, a trebuit să stau la geam să mă usuc. Ha! Păi nu știam unde să-l aștept pe băiatul ăsta, în vastul nostru apartament de o cameră, îți dai seama? Că nu pot să stau pe pat, că fac aici acolo cei, știi? Stau cât mai întinsă, să pară ca în mijloc și să mă prefac că n-aveam chef de futut. Aia mă, știi? Să sprijin un întrerupător de ampule în casă. Ce faci, Ioana? Am păreri. Doamne, ce m-am mai gândit. Fiartă sunt. Știu că se filmează, dar e ok, că părinții mei n-au bani de comedy box. Suntem în regulă. La un moment dat mi-a luat ciorap de prostituată. Știți? Aia de zici că tu să-i hamsi. Năvod, mi-am luat năvod pentru picioare. Neștiind că alea sunt pe mărimi. Ha-ha. Ați văzut vreodată Salam Victoria? Așa eram. Mă rog, Burmova, aici mi-au tăiat circulația. Trebuie să-i tai de pe mine să nu mor ca proasta singură în casă. Groaznic. Dar mă bucur că sunt cu băiatul ăsta. Că avem amândoi 30 de ani și nu mai încercăm lucruri. Știi cum sunt tinerii cu ea? Ține tu picioarul acolo. Ha-ha. Marș de aici. Eu fac junghiuri stând, eu nu mai țin piciorul nicăieri. Nu mă pricep și sunt ok cu asta. Cu sexul, doar dacă stau pe spate, sunt foarte drăguță, mă recomand, te aplaud, te încurajez. Ce ai tu nevoie să auzi? Oameni, dacă trebuie să fac eu lucruri, nu, statul ăla deasupra, mă omor. Că n-ai de ce să te ții, aia e nașpa, știi? Că... L-am și epilat pe piept, că alunec, că înainte măcar aveam niște priză, așa. Și după aia trebuie să faci genoflexiuni din alea scurte. Aici sunt și eu, după aia, haide, încă două. Mă țin. Nu mai poate mama aia. Nu mai poate. E greu. Mi-ar plăcea să nu se mai uită la filme porno, prietenul meu. Care niște apucături, săracu. A încercat toată să-mi despice coloana. Nu știu dacă ați pățit. E din filme. Vă explic. Deci dânsul era jos. Și eu deasupra. Și el a luat bucă-bucă. Până aici urmărim, da? Și ce face el la un moment dat? Trage! Ha! Hai, lei! Care eu nu sunt un doctor sau ceva, da? Care-i magia fundului? E că el la un moment dat devine spate. E foarte bine lipit acolo, că am verificat. Că eu aia nu înțeleg, că dacă noi suntem ochi în ochi aici așa și curul meu e în spate, ce morții tăi desparți, Moise? Ce faci acolo? Că mă doare! Ați păsit și voi, aia. E din filmele porno, deci ce se întâmplă când se desparte curul? Vine un domn cu o cameră de filmație, o bagă cur? Șmecher! Poți faci cu ochiul, e mișto, înțeleg, da? În viața reală, niciun sens. Nu mă pricep. Doamne, nu o să înțeleg niciodată de ce să-i dai laba unui băiat. Ferească Dumnezeu.
ca fata, așa, băieți între ei, nu cunosc, nu mă bag, habar n-am. Sanchi FIFA, nu știi, dar zic așa. Da. Nu vin așa, păi la FIFA cu băieții, șmec. Dar ca fată, doamne, eu nu pot să mențin mișcarea disperată de aici, așa. Plus că am înțeles că dacă te oprești, se resetează, te dă de la început. Stai și faci sciatică de la labă, ce e asta? Și ce mă omoară e că eu nu știu ce să fac cu expresia feței în tot timpul ăla. Aia mă distruge. Că sunt două variante, ori nu zici nimic. Stai și ochii în ochi și pare autist, ești aici. Cu gândurile tale ești... Mi-e foame. Cealaltă variantă ar fi să stai de vorbă, care... Cum pornești o conversație de... Ce ai putea să întrebi? Și... Ai vorbit cu maică ta. Eu odată am auzit de sus, scuipă și tu pe ea. Eu nu știam că scuipatul ăla trebuie să fie sexy. Țineți minte că eu și fumez? Am hârcâit-o din aia de tată, așa. S-a desprins ceva din mine. A fost... S-a resetat de tot. Nu s-a mai jucat nimeni nimic. A... Greu. Ultima și gata, da, ați fost super. Cunoașteți conceptul de 69? Arată ca simbolul de la rac. Vă prindeți repede, să zici. Oricum e o prostie. Eu aș prefera ca la fabrică. Schimb 1, schimb 2. Că... Și așa nu se pricepe nimeni. E întuneric, nu. În fine. Eu am încercat să fiu și 6 și 9. Le luăm pe rând, eu am greșit de două ori. Așa. În primul rând că sus intră la un unghi, îți dă aici la C7. Doamne, te trezești cu o durere la cervicală, nu știi ce-i cu tine, te-ți bașchetonale, strică flora. Nu mă problem. Plus că eu nu pot să mă concentrez, că mă stau acolo și mă gândesc, Doamne, eu mă-i fi pila bine în cur. Și sunt șanse mari să nu vreau să vă mint. Dar e foarte greu să zici și o lanternă și o foarfecă și... E complicat. Pe de altă parte, dacă vreți să stați vreodată jos... Nu recomand cu un domn trecut de 30 de ani. Nu. Ok, și acum pentru tinerii din sală. Ce se întâmplă după 30 de ani? Cum e și normal, unele lucruri se mai... Uite așa, eram acolo, uite așa. Ca o pereche de ochelari care te ajută să vezi în trecut cumva. Să mă întreb, unde morții mei am greșit în viața asta? Eu am terminat o facultate ca să-mi suflu coaie de pe față. Asta e crucea mea? Și atât din partea mea, mulțumesc frumos! Eram la semafor, 5 după masa în București, eu eram aici, băiatul ăsta lângă mine, când s-a făcut verde am plecat în același timp și la un moment dat băiatul ăsta s-a săturat foarte tare de banda lui și a vrut neapărat să vadă cum e pe banda mea. Intrat în toată mașina lui taică-meu. Dar din nou, accident simplu. Dar e București. Cum să fie simplu? În primul rând, băiatul ăsta avea numere de Ilfov, care știu că e tensiune. Știi? Sunt de 7 ani în București. Am o concluzie. Cam sunt țăranii Bucureștiului. Ok. Multe numere de Ilfov azi, am. Asta se întâmplă? Noi suntem dintr-un cartier rezidențial, un cosmopolis. Ești de la țară. Scrie în buletin. Ok? Gata cu cosmo. Ștefănești de jos. Gata. Hai. Noi avem paznic. E pentru porumb, nu pentru voi. Hai să ne liniștim cu toții. Să calmăm puțin cartierul ăla, ok? În al doilea rând, băiatul care m-a lovit pe mine, pe el îl cheamă Olimpiu. Care... Exact. E... Ba, aveți grijă cum vă numiți copiii. Începem să exagerăm. Nu poți să pui unui bebeluș un nume de geniu. Știi? Un nume cu pretenții. Nu? Că înainte erau Alex, Bogdan, orice. Alex Bogdan putea să fie orice. Nu? De la domn Bogdan, director de bancă, la Bogdan care se va pula, n-are niciodată țigări la el. Eu nu cred că îl mai luăm în oraș, știi? Dar la Olimpiu... Aia așa e. Oh, bebelușul ăsta o să ajungă la olimpiade. Ce ai în cap? Ați auzit vreodată de Nea Olimpiu care repară aere condiționate? Sau ceva? N-auzi.
Și era și băiatul ăsta. M-am dat jos din mașină, m-am dus la Olimpiu la mașină. Când Olimpiu s-a dat jos din mașină, am văzut că avea o ureche mult mai lungă decât cealaltă. Nu e amuzant. E... Scuze. E... Nu e, chiar nu e. Ok? Eu am educație. Am educație. M-a învățat maică-mea. Nu e frumos să râzi de defectele fizice ale oamenilor. Ok? Exact. Bine. Chiar nu e frumos. Acum, e o excepție. Dacă băiatul care doar ce ți-a lovit mașina lui taică-tu se dă jos din mașină și are și o ureche mai lungă decât cealaltă, cu toată educația din lume, tu nu vrei, chiar nu vrei. Dar ai gândul ăla. Ai gândul ăla de ce morții mătei și o ureche mai lungă decât cealaltă. E ceva în tine. Când Olimpiu s-a dat jos din mașină, i-am zis salut, el mi-a zis ce ai făcut, bosule. Ce-am făcut, Olimpiu? Am mers imprevizibil de drept? Aia te-a derutat? Când ai intrat în mine? I-am zis lui Olimpiu, nu, tu ai schimbat banda fără să te asiguri. Olimpiu mi-a zis, n-am schimbat nicio bandă. Am zis, ok, ghici de ce n-ai reușit să schimbi nicio bandă? Ha? Ce crezi că s-a oprit mașina ta, dar a rămas pe banda ei? Olimpiu mi-a zis, îmi plătești mașina. Am zis, ok, bun, dacă așa jucăm, eu am zis, chem poliția. Atunci a fost pentru prima dată când Olimpiu a zis, ok, a fost vina mea. Parcă nu se aștepta să am numărul de la poliție sau ceva. A fost, futu-i morții, mă. Și ăsta îl știe, futu-i morții, mă. Trebuie să facem amiabilă? Ați făcut vreodată amiabilă? Da, le-au făcut în puții de grele, nu vi se pare? Pe, voi vedeți cum sunt eu. Realizați cum e și Olimpiu. Eram amândoi pe capota lui Olimpiu, ne uitam la amiabila aia, tot scrisul ăla mic pe mijloc, bifat căcaturi stânga-dreapta, mă uitam la Olimpiu, era cu aia, cred că picăm. Prost la cap. Olimpiu, noi nu trecem amiabila, ești prost la cap. Ne vedem în toamnă. Știți numărul ăla de telefon de pe amiabilă? Cred că suntem primii din lume care au sunat la el. Vă jur. Suna la numărul ăla, cred că nici băiatul ăla nu mai știa care e telefonul. Nu știa de ce îi sună noptiera sau ceva. Că am sunat la numărul ăla și ne-a răspuns cu da. Parcă am sunat-o pe maică-mea. N-avea nicio treabă. Dar ne-a zis, ne-a liniștit. Că ne-a zis că, bă, reiese totul din desen, tot ce trebuie să ai grijă, și îți dai sfat pentru toată lumea. E sfat pe bune, tot ce trebuie să ai grijă e ca vinovatul să-și completeze datele din buletin corect. Că dacă ăla nu le completează corect, te sună aia de la asigurări și zic că, bă, persoana aia nu există, îți repar singur mașina lui taică-tu. E atât de, da? Bun, am grijă. Primul lucru pe care l-ai descris pe amiabilă, știți care? Marea acolo ca titlu. Unde s-a întâmplat? Țară, localitate, stradă. Primul cuvânt pe care l-a scris Olimpiu pe amiabilă a fost România. Primul cuvânt. Știi ce înseamnă să-ți înghețe sufletul instant? Cum repare asta? Olimpiu are tot 30 de ani. E târziu. Nu? Nu-i de parcă, bă, Olimpiu, nu-ți merge îul la tastatură. Mai trimite-mi pula mea odată. Mail-ul ăla. Vă jur, mi-a fost rușine. Dă-l morților, e un cuvânt, trecem peste, e un cuvânt, nu? Dar după când ai descris pe amiabilă țara în care e matriculată mașina, România, țara în care s-a născut șoferul, România, am clacat. N-am putut. Te rog frumos, Olimpiu, România se scrie cu Î. Și Olimpiu mi-a zis, da. Și a fost, ok, e... Care-i urechea care înțelege? Vrei să încercăm așa? Poate repară și mie cineva mașina? Mi-a arătat Olimpiu, sigur. România. Nu mai eram eu sigur pe mine. Ești prost că are dreptate cumva. Adică înțeleg și pe el. Ori fi schimbat ăștia ceva. Oh, chiar mi-a fost rușine. Tocul din gură, mi-a fost rușine de la... N-am ce să fac. 3 săptămâni mai târziu, mă sună băieții de la asigurări. Domnul Mitran, domnul Olimpiu nu a completat cum trebuia asigurarea. Mă spun, wow, nu-mi vine să cred. Mă întreb unde a greșit. Dar mi-a zis băiatul ăla că nu. E absolut tot ok, să ne liniștim.
tot ok, doar că ca să simplificăm procedura, ce trebuie să fac e să-l sun eu pe Olimpiu, că am numărul lui, că Olimpiu la sediul lor trebuie să trimite o scrisoare scrisă de mână cu toate datele corecte. Da, ok, asta o să fac acum, nu? Pregătire de bac cu Olimpiu. Sun pe Olimpiu, salut Olimpiu, a picat scrisoarea. Hai să te văd. Două degete de la margine, că nu suntem animale, nu? Începem cu domnule director, ambele cu D mare. Vă jur, eram disperat. Eram disperat, nu voiau să mă ajute. Eram disperat, l-am sunat pe Olimpiu și am zis, asta a fost ideea mea. Olimpiu, te rog frumos, nici măcar scrisoarea. Să rog cu buletinul, semnat de tine, atât. Să rog cu buletinul, cu fața, nu cu voturile, ca să nu... Nu mai trimiți încă una după. Atât, te rog frumos. Și Olimpiu chiar a fost ok. Băi, îi pare rău, nu știe ce s-a întâmplat, chiar îi pare foarte rău. Stau liniștit, că ajut. Pare rău. Pare rău. Dar tu care accident ești? Senzațional. Surse secrete din spatele serviciilor secrete susțin că o bucată din acest special a dispărut. Ia spuneți, domne, unde e bucata? Sursele mele spun că este o tehnică de marketing care se mai găsește doar în Statele Unite. Restul până la o oră și 20 e disponibil doar pe Comedy Box. Fantastic, revenim.